Pentru zodia Scorpion, săptămâna 7-13 februarie 2022 influențează comunicarea. Influența apare și prin energie care se manifestă în planul social. Prin restructurare, reorganizare, schimbări în societate le pot genera și stări de agresivitate, stări de abuzuri. În perioada 7-9 februarie, în comunicarea care privește contracte, asocieri, procese, se manifestă energie, iar în plan social, prin dorința sau prin influența unor aspecte ce țin de restructurare, reorganizare sau schimbări în societate. Ele pot degenera în agresivitate și în abuz. În perioada 7-12 februarie, vorbim de comunicarea în planul contractelor, al asocierilor și al proceselor, care se face prin originalitate, prin dorința de afirmare, dorința de independență, prin nervozitate, prin acțiuni rapide și cu efect imediat, așa numitele lovituri de berbec, ambiție și impulsuri energetice. Relațiile de familie sunt romantice în această perioadă. Comunicarea cu cei apropiați este de altfel susținută și prin vitalitate, curaj, generozitate, entuziasm și obiectivitate. Puteți să vă folosiți energia practicând sport, drumeții, diverse activități. La locul de muncă apare atracția către onoruri. Avem o configurație de triunghi minor, planeta focar Jupiter în pești, pe o casă unde aveți fericire. Iar valorificarea acestui trigon, Marte-Uranus, se face prin emoție, prin înțelegere față de cei apropiați, prin înțelegerea legăturii în plan filozofic între viață, credință, sentimentele nobile. În data de 13 februarie, Marte are o conjuncție cu Venus. Marte se află în exaltare în Capricorn și aveți o susținere în a comunica, apare o susținere totuși în planul iritabilității, poate să crească un pic viclenia, spiritul demonstrativ și pot ieși la lumină mai ușor instinctele puternice.